ați venit la o nouă emisiune Creștin la timpul prezent. Tema emisiunii de astăzi este o întrebare: Dumnezeu sau gorila? Vrem să citim un verset din Scriptură, Geneza capitolul 1, versetul 26. Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate tărătoarele care se mișcă pe pământ. Citim și versetul 27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femească i-a făcut. În zilele noastre este o isterie în masă, în școli, dar mai nou și în biserici, în mass media, în societate. Este această întrebare: Dumnezeu sau gorila? Și tot mai mulți răspund gorila. Adică, de unde ne tragem? Ne-a făcut Dumnezeu sau suntem produsul evoluționismului, evoluției? Gorila fiind o verigă în lanțul acesta al evoluției. Răspunsul nostru la această întrebare, Dumnezeu sau gorila, adică cine este la originea noastră, noi spunem Dumnezeu. Credem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În Sfânta Treime a fost acest sfat: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Nu a zis Dumnezeu să fie evoluție. Dumnezeu a creat un om care nu este produsul evoluției. El să fie după asemănarea noastră? În originalul ebraic este această idee a dezvoltării potențialului, când ne referim la asemănarea noastră, el să stăpânească. Și Dumnezeu a făcut bărbatul și femeia. Dumnezeu a binecuvântat. N-a binecuvântat evoluția, ci a binecuvântat omul care deja a fost creat. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice vețuitoare care se mișcă pe pământ. Este o diferență chiar și în alimentație. Pentru animale Dumnezeu a dat o formă de alimentație, iar pentru om o altă formă de alimentație. Este o diferență în cuvintele Genezei. Pentru om, spune în versetul 29 din Geneza 1, Dumnezeu a zis: iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ, și fiți rog foarte atenți la diferență, și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Rodul cu sămânță era doar pentru om. Iar diferența în alimentație pentru animale, versetul 30. Iar tuturor fiarul pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care în el o suflare de viață, le-am dat ca rană toată iarba verde. Și așa a fost. Aici nu vedem în alimentație că pentru animalele celelalte să fi primit rodul cu sămânță. Doar pentru om este această formă de alimentație, rod cu sămânță. De ce la această întrebare, Dumnezeu sau gorila, după ce școlile Occidentului au zis gorila, adică evoluționismul, de ce în această perioadă a cedat și biserica cu cei mai mulți număr de aderenți din lume? Dragii mei, de ce este această bătălie? De ce depinde atât de mult pentru noi bătălia pentru adevăr? De ce noi susținem la această întrebare Dumnezeu sau gorila în sensul originilor noastre, răspunsul Dumnezeu? Dacă eu refuz ce spune Scriptura, că Dumnezeu m-a creat după chipul și asemenea Lui, și eu cred că sunt produsul evoluționismului și eu răspund gorila, nu doar că trăiesc în minciună, dar tăgăduiesc chiar importanța mântuirii. Păi dacă sunt produsul evoluționismului, cum a intrat păcatul în lume? Dacă sunt produsul evoluționismului, problema păcatului nu mai are rost. Păi dacă omul este doar un animal care evoluează, nu poți să-l tragi la rost. E un animal, atât, cu instincte.
Și dacă problema păcatului nu există, nu există nici problema mântuirii. Deci este foarte importantă bătălia pentru adevăr. La această întrebare, Dumnezeu sau gorila, adică creaționismul sau evoluționismul, este important să spunem adevărul. Fiindcă eu sunt făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, fiindcă eu cred că Dumnezeu a creat un om liber care de bună voie și neslid de nimeni a ales neascultarea și așa a intrat păcatul în lume, pentru că așa spune și Pavel, apostolul Pavel, în epistola către Romani, prezintă acest adevăr. Răspunsul lui Pavel nu este gorila, nu este evoluționismul, ci Pavel răspunde așa, în Romani 5 cu 12, de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Ce zice Pavel? Printr-un singur om a intrat păcatul în lume și așa a intrat moartea în lume și a trecut asupra tuturor oamenilor. Deci nu este această idee, animalul evoluat. Păcatul are o origine pe această planetă, neascultarea lui Adam. Zice versetul 14 din Romani 5. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră pentru călcare de legea asemănătoare cu lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Pavel crede în existența lui Adam. Evoluționismul nu crede în existența lui Adam. Dacă noi acceptăm evoluționismul, noi considerăm că toate celelalte relatări din Scriptură despre Adam și Eva sunt mit. Dar Pavel crede. Crede că a existat un Adam, păcatul a intrat prin Adam. Iar versetul 17 sublinează la fel. Dacă deci prin greșeala unuia singur, vorbim de Roman 5, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprenii vor domni în viață pe celul singur care este Iisus Hristos. Versetul 18 la fel. Astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprinire care dă viața. Roman 5, clar, sublinează că a existat un Adam. De aceea noi trebuie să subliniem, Dumnezeu a creat un Adam și a creat o Evă. Moartea a intrat în lume prin Adam. Nu există evoluționism. Evoluționismul este o poveste. Evoluționismul este un mit. Dumnezeu sau gorila? Până la urmă este problema de credință pentru fiecare dintre noi. E problemă de credință și să crezi că ești făcut după chipul și lui Dumnezeu și să crezi în evoluționism. Evoluționism nu poate fi demonstrat. Din punct de vedere științific nu poate, nimeni n-a demonstrat. Nu există o demonstrație convingătoare a evoluționismului. Mai mult decât atât, trebuie să subliniem și o altă latură a creaționismului. Zilele creației sunt mituri sau sunt realități? Zilele creației sunt realități datorită faptului că Dumnezeu și-a lăsat amprenta asupra lor, ceea ce dovedește că Dumnezeu există cu adevărat. Consider că este o realitate și nu un mit. Eu, fiind și dascăl, fiind și de religie ortodoxă, cred în divinitate. Iar dacă vreți să vă spun și o variantă științifică, toată lumea vorbește din punct de vedere științific de marele Big Bang, da? Când s-a separat universul, ceea ce Dumnezeu a făcut lumina de întuneric, și științific se acceptă asta. Și atunci de ce n-am acceptat divinitatea ca o forță atotputernică care face posibil orice? Noi știm că fără Dumnezeu nimic nu e posibil. Hai să o luăm științific, să zicem că Dumnezeu este materie, da? Noi am învățat că materia poate îmbrăca orice formă, da? Și Dumnezeu a fost limb de foc odată, chip de porumb, nu le știu eu chiar pe toate, dar a fost acea transformare, metamorfoză, acea îmbrăcare în formă. Că unii spun materie, că unii spun Dumnezeu, indiferent, cred și, cum spun, cu mâna pe inimă, vreau ca toată lumea să fie convins că este o realitate și că noi aici suntem doar simpli trecători și că undeva acolo sus există o nouă viață care sperăm să fie mai bună decât cea de aici. Dumnezeu este atotputernic și cred că El este creatorul întregului univers și creatorul nostru.
faptul că Dumnezeu este creator, o dovedesc natura, o dovedesc stelele, luna, soarele și tot ce ne înconjoară, toate spun despre creatorul nostru. Biblia este adevărată, creația nu este un mit, creația este o realitate. Și spun asta cu toată convingerea, pentru că Dumnezeul nostru poate totul. Pentru că înainte de a lovi în ideea creației omului, s-a lovit în ideea zilelor creației. Noi trebuie să reafirmăm adevărul creației omului și trebuie să reafirmăm adevărul zilelor creației. Pentru că ideea evoluționistă s-a încercat printr-o deformare a adevărului despre zilele creației. Evoluționiștii sau cei care simpatizau cu evoluționismul au zis: zilele creației nu trebuie să le luăm în serios. Zilele creației sunt ere ale evoluției. Și dacă ai acceptat această interpretare, mai ușor ai acceptat și interpretarea gorilei. Credem ce spune în Geneza. Credem în aceste zile ale creației. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre prima zi a creației? Geneza, capitolul 1, de la versetul 2 până la 5. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina din întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua întâi. Când vorbim de zi, există într-o zi o singură dimineață și există o singură seară. Deci aici nu lasă loc de interpretare la ere ale evoluției. Această ziua întâi n-a fost era întâi a evoluției, ci a fost pur și simplu ziua întâi care a conținut o seară și o dimineață. Când ne referim la zi, ne referim la zi în accepțiunea de astăzi. Dragii mei, dacă acceptăm ideea că Dumnezeu este atotputernic, un Dumnezeu atotputernic poate să creeze, care este problema? De ce să tăgăduim și să spunem că zilele creației sunt ere ale evoluției? De ce? De dragul de a tăgădui? De dragul de a ne demonstra aroganța? E o problemă de credință. Cred că Dumnezeu atotputernicul, care face tot ce vrea în cer și pe pământ, a vrut să facă lumea în zile ale creației, nu în ere ale evoluției. Și în prima zi a creației a făcut lumina, în mintea multora trebuie să fie lumină, să iasă această idee a gorilei, să iasă această... Cu ideea gorilei se culcă, cu ideea gorilei se scoală, persecută pe cei care nu cred în ideea gorilei. Este, la ora actuală, o nebunie, o isterie. Nu Dumnezeu ne-a făcut. Suntem produsul evoluționismului, evoluției. Nu există zilele creației, există erele evoluției. Da, ești un adept al gorilei, pentru că la asta se deduce. Ziua a doua creației, Geneza 1, de la 6 la 8. Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape și a să despartă apele de ape. Dumnezeu a făcut întinderea și a despărțit apele care sunt desubt întinderii de apele care sunt deasupra întinderii și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cerea, astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a doua. A doua zi a creației. Din nou apare această idee. A fost o seară și a fost o dimineață. Aceasta ziua a doua. Deci nici ziua a doua nu a fost o eră evoluției. Și ziua a doua a fost o zi în accepțiunea de astăzi a zilei. Adică a fost o seară, a fost o dimineață. O zi conține o seară și o dimineață. De ce trebuie să refuz această idee? De ce pentru un Dumnezeu atotputernic, pentru o persoană atotputernică, omnipotentă, omniscientă, omniprezentă, este greu să lucreze prin zilele creației? Pentru Dumnezeu nu este greu să lucreze. Dumnezeu, dacă ar fi vrut, ar fi făcut ere ale evoluției. Dar Dumnezeu a vrut să fie zilele creației. Noi credem cuvântul lui Dumnezeu. Noi credem în acest Dumnezeu atotputernic. Dumnezeu este prea puțin atotputernic ca să creeze lumea prin zilele creației? Imaginea aceasta despre Dumnezeu este atacată prin erele evoluției. Dumnezeu nu e suficient de puternic. Care este logica? Care este frumusețea? Dar există și bazaconii.
teoria asta cu supa primordială, măcar să fi fost un felul 2, nu supa primordială. Din supa primordială, practic, evolua viața. Atunci când respingem adevărul Scripturii, nu doar că îmbrățișăm bazaconii, dar îmbrățișăm și urăciuni și nebunii, poate din prea multă foame, supa primordială. Ziua a treia a creației. Geneza 1, de la versetul 9 la 13. Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cer, sărate uscatul, și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Vedem că Dumnezeu când creează și verifică și analizează creația. Apoi Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pom roditor ca să facă rod după soiul lor și ca să aibă în ei sămânța lor pe pământ, și așa a fost. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pom care fac rod și care își au sămânța în ei după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a treia. Dumnezeu a mers progresiv cu creația. Este această logică a progresivității. Dar nu este o progresie a erelor evoluționiste. Și a zilelor de creație. Din nou apare această idee. A fost o seară și a fost o dimineață, a fost ziua a treia. N-a fost a treia era evoluției. De ce să limităm pe Dumnezeu? De ce să nu acceptăm că Dumnezeu atotputernic poate prin zile ale creației să lucreze? De ce trebuie prin ere ale evoluției? Se pune această întrebare, Dumnezeu sau gorila? Ce vei răspunde? Vei merge pe mâna lui Francesc? Da, cred în evoluționism. Sau vei merge pe mâna cuvântului lui Dumnezeu? Vei accepta, da, m-a făcut Domnul după chipul și asemănarea Lui. Da, crede în zilele creației. Da, crede într-un Dumnezeu atotputernic. Dacă Dumnezeu ar fi făcut în revoluție, ne-ar fi zis adevărul. Nu ne-ar fi zis de zilele creației, cu o seară și o dimineață. Care este rolul lui Iisus Hristos în această narațiune? A avut vreun rol Iisus Hristos? Sau Iisus Hristos doar are rol de mântuitor, are rol de aducător de salvare pentru noi? Iisus Hristos a avut un rol în creație. Citim în Coloseni, în capitolul 1, versetul 15 până la 17. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ. Cele văzute și cele nevăzute, fie scaune domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. Iisus Hristos a fost prezent la creație. Au creat împreună. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt co-creatori ai Universului, Pământului și ai omului. Hristos este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Toate au fost făcute prin El și pentru El. Deci aceste zile ale creației au avut un rost. Nu doar că au fost făcute prin Iisus Hristos lucrurile care au fost făcute, dar au fost făcute pentru Iisus Hristos. Dacă la întrebarea aceasta Dumnezeu sau gorila răspundem cu gorila. Care este locul lui Iisus Hristos? Iisus Hristos a crezut în creație, a mărturisit de Adam. Iisus Hristos a crezut că am fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, în ziditor. Iisus Hristos nu a acceptat niciodată ideea de evoluționism. Eu cred ce a zis Iisus Hristos. Dacă eu răspund la întrebarea asta, Dumnezeu sau gorila, în ceea ce privește originile noastre, eu tăgăduiesc învățătura lui Iisus Hristos. Ziua patra, Geneza capitolul 1, la versetul 14 la 19. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremele, zilele și anii și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul, și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea, a făcut și stelele. Dumnezeu a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a zis că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a patra. Nici măcar ziua a patra nu poate fi interpretată ca eră evoluționistă. Și ziua a patra este o zi în accepțiunea termenului pentru zi. Dragii mei,
E problemă de credință. Urmează ziua a cincea, urmează ziua a șasea. Nu vreau să prezint fiecare zi. Am vrut doar să subliniez că la fiecare zi a creației este această idee, a fost o seară și o dimineață, ce este numărul zilei creației. Un Dumnezeu atotputernic folosește numerele, un Dumnezeu atotputernic folosește ordinea, un Dumnezeu atotputernic folosește progresia. Fiindcă este atotputernic, zilele creației sunt plauzibile. Fiindcă este atotputernic, este frumusețe în zilele creației, este ordine în zilele creației. De ce să mergi pe ideea că ești rodul evoluției? Este un mit evoluția. Și cei care acceptă acest mit sunt robii mitului. Nu contează că ești la catedră, nu contează că ești la amvon, nu contează că ești în mass media, ești robul mitului. E un mit. Eu răspund la această întrebare, Dumnezeu sau gorila, răspund Dumnezeu. Dumnezeu m-a făcut după chipul și asemenea Lui. Hristos a crezut în lucrul acesta. Hristos a refuzat evoluționismul, afirmând creaționismul, afirmând existența primului om. Apostolul Pavel, la fel, a răspuns Dumnezeu. În Epistola către Romani, vedem că păcatul a intrat printr-un singur om și a trecut asupra tuturor oamenilor. Tu ce vei alege? Tu cum vei răspunde? Înainte ca să se sublinieze că omul nu este făcut după chipul lui Dumnezeu, s-a lovit în ideea zilelor creației, că sunt ere ale evoluției și atunci mai ușor s-a putut lovi. Noi credem ce spune Scriptura. Zilele creației sunt reale fiindcă Dumnezeu este atotputernic. Noi credem ce spune Scriptura. Dumnezeu ne-a făcut după chipul Lui. Am fost făcuți de Tatăl, de Fiul și de Duhul Sfânt. Fost făcuți pentru gloria Lui Dumnezeu. Noi trăim pentru gloria Lui Dumnezeu. Eu nu răspund gorila. Dacă cineva răspunde, este un rob al mitului. Și Hristos a venit să ne rebeze din orice formă de robie, a mitrilor, a minciunilor. Adevărul ne face slobozi. Dumnezeu sau gorila? Dumnezeu. Dumnezeu m-a creat. Prin cu Iisus și cu Duhul Sfânt. Am fost creat pentru Dumnezeu. Zilele creației sunt reale. Domnul să ne binecuvinteze. Ca niciodată să nu răspundem la această întrebare a Dumnezeu sau gorila privind originea noastră. Să nu răspundem altcumva decât cu răspunsul Dumnezeu. Amin.